Un accident mortal a avut loc în Africa de Sud, când un autobuz școlar a intrat într-un autovehicul și în urma impactului a luat foc. 12 elevi și șoferul au murit, iar mai mulți copii au avut nevoie de îngrijiri medicale, astfel că au fost transportați la spital. Nu au fost precizate vârstele copiilor care au murit în timpul accidentului rutier, dar șoferul transporta, în mod obișnuit, elevi cu vârstele cuprinse între 6 și 13 ani. Camerele de supraveghere din zonă au surprins imagini dramatice cu momentul impactului. Se poate observa cum microbuzul este distrus de incendiu și numeroase obiecte școlare sunt împrăștiate pe marginea drumului. Accidentul a avut loc la 70 de kilometri de orașul Merafong. În vestul țării, guvernul local a anunțat un comunicat în urma impactului violent unde au sfârșit 13 persoane. Totodată, șapte elevi au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ministrul Educației din provincia Guateng, Matome Chiloane, este profund îndurerat de acest tragic eveniment care a avut loc. Numeroase rugăciuni se îndreaptă către familiile care și-au pierdut copiii în cumplitul accident. O secundă de neatenție poate avea consecințe foarte grave. În timp ce conducem, trebuie să fim mereu concentrați asupra drumului și să respectăm regulile de circulație pentru a preveni accidentele. Siguranța ta și a celor din jur depinde de atenția și prudența ta în trafic. Să conducem responsabil și să avem grijă unii de alții pe drumurile noastre.